Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al vlogului. Bum! Suntem la ferma animalelor și acum intrăm. Ferma animalelor. Pe aici, pe aici. Și pe aici este intrarea. Hai, să înceapă. Asta nu-l vrea, că e murdar. Nu-l vrea. Da. Vrea și ea mâncare curată, mami. Salut, domnule. Salut. Uite ponei, mami, știi la grădiniță grupa taponeilor? Da, ponei. Da. Grupa poneilor. Vino să te iau în brațe să mângâi puțin ponei, vrei? Nu vrea. Aici este o oaie, mama. Am mâncat. Foarte bine, tata. Ce drăguț! Hai și la asta! Hai și la asta! Ce drăguț! O să mai iau eu acum multe! Hai și la următoarele să le dăm și celorlalte, mami! Îi dai și câte, stai, că el e frumos! Uite ce frumos el este și el! Hai, dragule! Hai, dragule! La, i-am dat de mâncare! Foarte bine! Uite, de mâncare! A venit masa! A venit masa! A venit mâncarea, de fapt. După aia iar glumește tata și zice, masa! Ajungi, tata? Hai, căpriță, vină aici! Hai, căpriță, vină! Ia! Lasă-mă acum tot! Așa, ia, uite ce drăguță sunt! Cu lama noi trebuie să fim simpatici, să vorbim frumos. Bună ziua, doamnelor. Bună ziua, bună ziua. Eu încă ce dinți are, vezi că e mai greu să o hrănim pe lama, mami. Bună ziua, bună ziua. Hai să-i dăm și dânsei ceva. Ia uitați, doamna lama. Doamna lama. Ia să-i dau eu din mâna mea. Bine, dă-i tu aici. Uite, momentan. Lama e cam... I-am pus aici câteva. Uitați, doamna lama. Scrie că nu mă hrăniți. Nu mă hrăniți? Ah, că nu face bine. Atunci luăm mâncarea înapoi, doamna lama. Da. Că n-avem voie pe lama să o hrănim. Ne scuzați, doamna lama. Cred că are mâncarea ei specială, mami. Da. Ea mănâncă fără lactoză. Da. Ca mama. Trebuie să avem grijă aici. Uite, scrie, nu mă hrăniți. Doamna, nu o să te hrănim. Arătați foarte bine, sunteți suplă. Sunteți simpatică. Ia vino, mami, să-i vezi dinții. Vino ca ce să te ridic în brațe. Nu o hrănim pe lama. Vreau să o vezi mai aproape. Vezi. Nu, că scuipă, scuipă. Hai, du-te. Hai, du-te, nu sta acolo. Du-te. Uite, dragilor, de alpaca. Bună ziua. Sper că aveți o zi frumoasă. Stați așa la adăpost acum când plouă. Doamna lama. Gata, am fost la dumneavoastră mai devreme. Gata, acum plecăm. Mergem mai departe. Pe ele le putem hrăni, mami, da. Niam. Uite că vin după tine, vezi? Ce faci, dragule? Bună ziua, domnule! Ce limba! Ce faci, drăguțule, ce limba ai? Dă-i și lui, că lui nu-i ap. Lui nu-i dat. Acum, așteaptă. Acum, ia. Foarte frumos a fost. Uite, încă unul. A început ploaia. Hai să mergem. Hai să mergem mai departe. Uai. Da, mami, ajungem și acolo. Mergi după tata, le luăm la rând. Asta-i mică tine. E mică. Ce e mică tine. Ce gură mică are. Tata, dă-mi și mie să-i dau la iedutul ăsta mic. Ține tu. Bine. Ce țipi? I-am dat eu lui. Dă-i și la ăsta, la altul. Mei. Măi, tu ești cu moț în frunte, măi. Măi, tu ești fat frumos. E vorbăresc ca tine. Hop.
Hai să-i dăm și lăsa albă. Mei, mei, lasă-o. Mei, mei. Lasă-o și pe ea să mănânce. Lasă-o. Mei. Mai tu ai gura mare, măi. Mai tu ai gura mare. Hai să mergem și la altă. Dă-mi-e, lasă-mi la mie. Mai. Bună ziua. Bine am venit la dumneavoastră. O, domnule Măgăruș. Măgăruș, uite ce urechi mare are. O. Măgăruș. Domnule Măgăruș. Hai dai și lui ceva. Uite cum stă cu gurița. Vreau și eu să mergem. Uite ce mustăți are. Uite ce mustăți are. Da, m-a murdărit. Dragule. Avea gura murdară. Ține așa în mână și îi dai din mână și el și ea singur. Ia, ține. O să dau canal. Vezi să nu spură, vezi să nu spură fesul. Nu mai o să dau acum canal. Nu-i place varza. Ia, dă-i, dă-i alea din mână, mama. Nu vrea varză. Vrea de alea, ține așa mâna întinsă, mai sus. Ce faci, dragule? Uite aici. Uite, uite că vreau morcov. Ia dă-i morcov. Ca să-i dau pe aici. Tata, uite, ăștia sunt bivoli. Vezi? Ăștia sunt bivoli. Uai, ce mari sunt, mami. Da, știți coarne. Astăzite. Știi în cartea cu leul, cu Lion King, când veneau bivolii mulți, uite atât de mari erau. Și tu gândește-te să vină 100 de bivoli de ăștia mari, așa, cum se clatină pământul. Da, ăsta e un bivol mare cu coarne mari. Da. Așa erau și bivolii din poveste, mami. Salutare, yeah! Yeah! Putem să-i dăm silui de mâncare? Da, hai să vedem dacă mănâncă. Păi, dă unul start. Nu, am tăgădăm. Și ghiște, în spatele tău sunt niște cai la herghilie, după gard, după gard. Și tu acum călărești un căluț. Auzi, te-a înghețat nasul, mami? Ce mare e mami struțu? Ia să-i dau de mâncare. Păi, dar nu știu dacă ai război. Struțul nu cred că are voie. Salutare, mami, domnule Struț. Ce faci? Prin gard. Struțule! Ia uite, uite aici. Stai să nu bagi și degetul, bagă doar aia și el... Oh. Uite ce am dat voie. A clămpănit-o imediat. Imediat a clămpănit-o. Imediat a clămpănit-o? Da. Ia, mai avem un struț aici, dă-i și lui. Că mănâncă ea tot. Dă-i și tu, domnul struț. Să clămpăne... Oh, uite, a ieșit aici. Mai dă-i o dată. Opa! Vezi să nu-ți prindă degetul. Ia, uite-i. Vezi să nu-ți prindă. O bai și repede pe aici. Că de-aia sunt și mici pătrățelele astea, că ele ne... Salut, domnule struț! Sau doamna, ce fi? Oh, sunt patru struțe aici. Da, sunt patru. Uite, încă unul acolo. Deci că astea te prinde de deget, mami. De mai lungi. Rățuștele, drăguțele! Ia uite cum dă din codiță. Uite și o lebădă, mami. Și o lebădă, frumoasă. Da, aici să știi că, uite, tata, au mâncare. Ele au mâncare de păsări, nu merg. Nu merge mâncarea pe care a cumpărat-o tata și pentru păsări și pentru... Mai dai una și gata? Îi dai și fetiței să-i dea. O lăsați? Îi dai mami? Îi dau eu. Hai, fetiței, îi dai tu? Vrei să-i dai tu? Încet, încet. Miam, miam, miam. Hai. Ia uite și gâștele. Bună ziua sau bună dimineața, doamnelor gâște. Ce faceți? Mâncați? Sunteți bine? Sănătoase? Acum.
Ce faci, dragule? De ce ai ieșit? Păi stai, că, stai așa, tata, că să nu se sperie cel mic și dă-i mama. Pune-i punga jos. Uite, drăguțule. Uite, hai, drăguțule. Uite, drăguțule aici. Uite, drăguțule. 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 Drăguțule micuț. Drăguțule micuț. Am uitat, m-a zguriat. Foarte bine, hai. M-a zguriat. Îmi pare rău că te-a zguriat, dar e foarte bine că ai dat de mâncare. Hai să mergem mai departe. El aici, domnul struț. Este un struț mic. Ăsta. Da, este. Mai e mare. Ceilalți erau și mai mari. Asta este un struț mic. Mai e mare. Dă mânca. Uite că mănâncă. Struțișor, putem să-i spunem, tata. Hai să mergem să vedem iepure. Iepureașa, nu ai văzut până acum? Mi-ai văzut și anul trecut la grădiniță, știu. Am văzut și la delfinariu iepureașa. Și la delfinariu, bravo. Ce memorie bună ai. Păi eu zic ăștia ce mare. Care mănâncă porumb. Este un iepuraș cu falcuțe acolo, ia uite. Ce mănâncă un... morcov, oare? Este un cocoș cu voce. Cocoș cu întâlnă. Tata, ei mănâncă legume, ei nu mănâncă de asta. Ia uite-l, mami. Albert? Ce simpatic e. Da. Dă-i. Pe acolo unde mănâncă el. Trebuie să și vadă. Dă-i ceva un pic mai lung. Lung, lung, foarte lung. Asta? Da. Domnule? Castor? Asta e cel mai lung. Dar trebuie să și vadă. Du-te cu ea la nasul lui. Și dacă trage degetul, bravo, hai. Foarte bine, tot. Hai să mergem mai departe. Cu degea, doamna Nutrie. Mamicu, vezi că te-ai pus-o. Ești obosită? Te-ai pus să dormi? Uite, tata, Nutrie asta, ce culoare are. Bravo, mami! Atenție să... Cu atenție! Bravo! Bravo! Aici, aici, Doli, aici, mami. Hai, și te urci iar. Te duci la loc, hai. Hai, tata. Mama, dai vreau să vin. Hai și tu, du-te, du-te. 3 și fugi, sus acolo. Sus. Hai, mami, că poți să te duci. Mai du-mai să vin, așa. Foarte bine. Așa, tata, bine. Bine, sus, sus, sus. Hai, 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 hai. Mama, poți să ții de mână cu voi? Da. Du-te. Am urcat în mașină, ne-a plăcut mult la animăluțe și ție. Și acum mergem acasă, că e ora de somn. Animăluțele toate s-au culcat și o să mergem și noi în curând la somn.